să deschidem pentru a patra oară epistola lui Iuda, versetul 5. Epistola lui Iuda, versetul 5. Să ascultăm din nou acest verset. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urma nimicit pe cei ce n-au crezut. Amin. Iubiți și surori, doamnelor și domnilor, în studiul nostru, în epistola lui Iuda, am ajuns la a patra lecțiune. Și în Aceste ultime trei lecții, practic, ne-am ocupat de versetele 5, 6 și 7. Ne reîntoarcem la ele pentru că, așa cum am prezentat în introducere, specificul lui Iuda este triada, prezentarea sub formă de trei aspecte distincte. A lucrurilor pe care le prezintă, și el are 14 triade, 14 grupări de câte trei în epistola de un singur capitol. Este tipic lui Iuda. Și aici avem, el ne aduce aminte despre o triadă care ne vorbește, și anume Israel în pustie, apoi versetul 6 este Satana și îngerii care au căzut care sunt păstrați în lanțuri, nu sunt în văzduh, cum am văzut în lecțiunile precedente, cel puțin ultimele două, și apoi cel de-al trei imagine care formează prima triadă, triada din, din aceste versete este Sodoma, păcatul Sodomei și al gomorei, asupra căruia vom ă, sta în lecțiunea următoare dacă va voi Domnul. Vă aduc aminte din lecțiunea precedentă că potrivit cuvântului lui Dumnezeu, Lucifer a fost un heruvim ocrotitor la tronul lui Dumnezeu. În istoria pe care o prezintă Sfintele Scripturi, Lucifer devenit apoi satana, Diavolul, balaurul, șarpele um, au ocupat și va ocupa cinci poziții distincte. Prima poziție a fost cea de pe muntele lui Dumnezeu. Adică este locul în univers, după Sfânta Scriptură, este extremitatea nordică a universului unde Dumnezeu își are centrul de coordonare a activității întregului cosmos, inclusiv a lumii îngerilor și a lumii omului, așa cum spune Scriptura, în partea de miază-noapte, deci extremitatea nordică a Universului. Și Lucifer, în această poziție de uh, ocrotitor al tronului Dumnezeu, a fost uns, așa cum v-am spus, mesianizat, este primul mesia în istoria creației, Lumii Îngerilor și a Lumii Omului, ca să protejeze tronul lui Dumnezeu, să conducă închinarea și manifestarea gloriei lui Dumnezeu. Apoi, după crearea Lumii Îngerilor, așa cum v-am spus, Dumnezeu a creat cosmosul, constelațiile, galaxiile, planetele, stelele. Lucrul acesta îl spune Iov și în discursul pe care Dumnezeu îl are cu Iov, nu, tocmai pune această întrebare, unde erai tu când eu am tras fundația pământului, când am pus temeliile, când stele dimineții, când fiul lui Dumnezeu și stele dimineții, stelele cerului stau în scriptură pentru îngeri. Izbucneau un în strigăte de bucurie. Atunci când Dumnezeu a creat cosmosul, toate constelațiile, toate galaxiile, se vede că acestei galaxii, unde suntem noi, Calea Lactee, a dat o atenție specială, nu că celelalte n-ar fi dat atenție specială, dar Pământul a avut un rol extraordinar în planul lui Dumnezeu. Pe Pământ, Dumnezeu a așezat primul Eden. Dar primul Eden a fost o grădină minerală, spune Ezechiel 28, o grădină minerală, pietre prețioase, pietre scânteitoare, și Lucifer a primit să coordoneze galaxia aceasta în care noi ne ocupăm și de pe pământ, deci unde i s-a dat locul în Eden, loc de frunte, putere absolută, de săvârșit în frumusețe și în înțelepciune, de pe pământ coordona închinarea lui Dumnezeu. Și se vede că din acest moment, de când i s-a încădințat pământul și coordona activitatea lui Dumnezeu, închiderea lui Dumnezeu, a făcut un trafic intens între pământ și cer, așa cum spune Ezechiel în limbajul pe care îl folosește, și în acest trafic pe care l-a făcut, a, a avut discuții de la persoană la persoană cu îngerii în care l-a defăimat pe Dumnezeu, încercând să-i uzurpe tronul, așa cum spune Isaia 14, mă voi sui, voi sta pe muntele lui Dumnezeu, voi fi ca cel prea înalt, voi sta pe, deasupra norilor, voi fi peste stelele cerului, adică stăpân peste îngeri, peste care este Arhanghelul Mihail, ce este Arhanghel. Arhe înseamnă cel care este peste. Și lucrul acesta a provocat căderea lui, a provocat căderea lui și a îngerilor care i-au umplut inima de sârnicie, pentru că acesta este textul ebraic, zice, în urma traficului tău intens, ți-au umplut inima de violență, sufletul, interiorul de violență. Și în felul acesta a încercat să uzurpe tronul Domnului. Primul loc, deci, pe muntele Domnului, al doilea, în, pe pământ, în raiul acela, de, de grădina aceea minerală, al treilea loc pe care uh, acum uh, este Satan, îl ocupă, este văzduhul, dar are acces pe pământ și are acces în cer, al patrulea loc uh, va fi pe pământ pentru trei ani și jumătate, în timpul necazului celui mare, al cincilea loc este pentru o mie de ani în abis, în adânc, și apoi al șaselea loc și cel din urmă în uh, Lucifer și uh, demonii lui și oamenii care au păcătuit vor fi în lacul de foc și de pucioasă pentru eternitate. De ce ne dă această uh, imagine Iuda? Este ca noi să ne aducem aminte și să învățăm această lecție. Mai mare decât Lucifer nu poți să fii în economia lui Dumnezeu, în gândirea lui Dumnezeu. Dar și cel mai mare poate să cadă. Și de aceea, Cuvântul lui este pus în scriptură ca noi să ne aducem aminte și să nu ne rezemăm pe învățături sau uh, pe uh, titlul de a fi copilul Dumnezeu și să ne jucăm cu mântuirea, pierzându-ne mântuirea. Apoi, ne dă exemplul lui Israel, despre care ne ocupăm astăzi în detaliu, pentru că l-am amintit doar ca o uh, idee în uh, primul cuvânt pe care l-am rostit cu această ocazie. Um, ne spune istoria lui Israel. Cu ce scop? Cu același scop. Israel este poporul Domnului. Israel este un popor născut supranatural. De ce este urât Israel? Spune Deus și toate popoarele, observați că urăsc pe Israel. Am zice noi, sau zice cei ce urăsc, eu nu zic lucrul acesta, cei ce urăsc spun: Evreii sunt autori atâtor rele pe pământ. Și într-adevăr, ei sunt autorii multor rele. Comunismul este o invenție de a lor. Ateismul este invenția lor. La ora actuală, potrivit Knessetului Israelian, o, Parlamentul Israelian, 80% din populația lui Israel este ateie. 80%. Um, și lucrul acesta va dura până la a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos. Um, însă, Israel este poporul prin care Dumnezeu a intrat în lumea noastră, prin Domnul Isus Hristos. Dar Israel nu este un popor obișnuit. Este un Israel născut supranatural, prin intervenție divină, pentru că atunci când Avram și Sara au avut pe Isaac, din care se trage apoi poporul lui Israel, l-au avut printr-o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu. Ei nu mai puteau să aibă copii la 100 de ani. Deci este un popor născut supranatural și de ce este un popor aparte. În seara aceasta Mesajul nostru, studiul nostru se va intitula Dar Israel a uitat pe Domnul. Dar Israel a uitat pe Domnul. Pentru că uitați ce spune versetul 5. Vreau să vă aduc aminte. Măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri. Israel, după ce a ieșit din Egipt și a văzut minunile lui Dumnezeu, l-a uitat pe Domnul. Și Iuda vrea să ne aducă aminte că noi avem această problemă a uitării. Uităm binele pe care ne l-a făcut Dumnezeu, uităm binele pe care ne l-a făcut oamenii. Uităm binele pe care le avem în familie. Uitați-vă la pasaje ca acestea. 1 Samuel 12 cu 9, Psalmul 106 cu 21, Ieremia 13 cu 25, Ezechiel 23 cu 35, texte în care spune despre Israel că a uitat pe Domnul. Să vă citesc Ezechiel 23 cu 35. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că m-ai uitat, pentru că m-ai aruncat la spatele-ți, poartă -ți și tu acum pedeapsa nelegiuirilor și curviilor tale. Este greu cuvântul acesta. Dumnezeu are răbdare cu mine și are răbdare cu tine. Și Iuda ne spune, aduceți-vă minte de Israel. Dacă Dumnezeu a întors spatele la un popor pe care l-a născut supranatural, pentru că au abuzat de poziția lor, Nimeni să nu se creadă că este imun. Și după cuvântul pe care îl spune cuvântul lui Dumnezeu, cine stă în picioare, să ia seama, să nu cadă. De ce sunt scrise lucrurile acestea aici, în Iuda? Dacă uităm sistematic pe Dumnezeu, cu siguranță că vine o vreme ca și Dumnezeu să ne uite și să nu ne mai răspundă la problemele noastre. De aceea. Mai reflectați dacă această învățătură modernă, odată mântuit, odată mântuit, este într-adevăr o învățătură biblică. În Cuvântul lui Dumnezeu, deci, suntem invitați să ne uităm la poporul Domnului. Pentru că, așa cum am spus, în primul aspect de mântuire a lui Israel nu este implicată legea. De ce Israel vorbește biserici? Israel a fost mântuit prin harul lui Dumnezeu creat prin harul lui Dumnezeu? Israel a fost mântuit prin sânge când a ieșit din Egipt, nu prin lege? Israel a fost botezat pentru Moise în mare? Israel a avut gloria lui Dumnezeu, abia după aceea i s-a revelat uh, legea după castrească, dar Israel era un popor mântuit, de aceea a intervenit Dumnezeu. Israel și biserica, deci, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, sunt doi martori ai lui Dumnezeu pe pământ pentru a prezenta mântuirea și împărăția lui Dumnezeu. Nu două popoare, doi martori ai lui Dumnezeu. Este tipic lui Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze prin mărturia a doi sau trei martori. Și de aceea, mesajul mântuirii, mesajul împărăției lui Dumnezeu, mesajul eternității, este prezentată lumii de către Israel prin lege și de către biserică prin Evanghelia Harului. Um, dar, sigur, destinele acestor două e, entități, Israel și Biserica, sunt diferite, după cum v-am arătat din cuvântul Domnului, scurt, duminică seara, și am să vă arăt, într-o surpriză, dacă ne ține Domnul cu viață, în altă seară, când vom intra, după acest studiu, în Apocalipsa. Hai să vedem ce putem să învățăm de la Israel. Ce putem să învățăm de la Israel? În primul rând, trebuie să învățăm de la Israel. Felul în care Dumnezeu face o separare pentru acest popor. Dumnezeu, deci, a pus deoparte pe Israel. Dumnezeu te-a pus deoparte și pe tine. Pentru că un om mântuit, prin excelență, este un om pus deoparte. Pus deoparte pentru Dumnezeu. De aceea. Ni se spune să vă aduceți aminte odată pentru totdeauna. Să vă uitați la Israel. A fost pus deoparte de către Dumnezeu. Cum a fost pus deoparte? Ia uitați-vă la două aspecte împreună cu mine. A fost pus deoparte în felul în care a fost protejat de-a lungul timpului. Și cum a fost protejat? A fost protejat în, prin obstrucționarea vrăjmașului. Israel a fost tot timpul urmărit prin pustie, după ce a ieșit din Egipt. Dar Dumnezeu a obstrucționat vrăjmașii lui Israel. Cum? Ziua Domnului era un, un nor protector pentru Israel, noaptea Domnului era un strâmb de foc pentru Israel. Exod 12 cu 13 cu 21. Biserica are aceeași. Glorie, dacă vreți. Noi avem gloria lui Dumnezeu prin Isus Hristos care este cu noi în fiecare zi. Matei 28 cu 20, Romani 8 cu 31, 32 și avem norul. Duhului Sfânt. Dar dacă vreți un stâlp pentru lumea aceasta, biserica este în Sfintele Scripturi stâlpul și temelia adevărului. 1 Timotei 3 cu 15. Și dacă cineva se ridică împotriva bisericii, și ați văzut și cunoașteți istoria, cunoaștem istoria, cine s-a ridicat împotriva bisericii lui Hristos, cum a sfârșit până la urmă? Cum a sfârșit? S-au ridicat împărății, s-au ridicat imperii, dar Biserica lui Hristos a rămas în picioare și va rămâne în picioare. Va rămâne în picioare. Obstrucționarea vrăjmașilor și uh, în protecție este anihilarea vrăjmașilor. Exod 14 cu 21 la 24. În cazul lui Israel, și-aș vrea să notați bine ce urmează să vă spun acum. În cazul lui Israel, uh, Dumnezeu, dacă vreți, a ironizat de-a dreptul pe vrăjmașii lui Israel. Pentru că Dumnezeu nu are problemă cu vrăjmașii noștri. El ne poartă războaiele. El are și biruința. Dar i-a ironizat de-a dreptul pe, pe egipteni. Uitați-vă la uh, Exod 4, versetele 2 la 4. Cuvântul Domnului spune că în, 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 în discursul cu Moise, l-a întrebat pe Moise ce ai în mână. Și ce a spus Moise? Un toiag. Apoi Domnul i-a spus lui Moise, aruncă toiagul. Aruncat Toiagul și Toiagul s-a făcut șarpe. Și acum Domnul îi spune: Prinde șarpele de coadă, fără să-ți fie frică, și când l-a prins de coadă, șarpele s-a transformat din nou în Toiag. Acesta era Toiagul lui Moise. Exod 4 cu 2 la 4. Dar dacă vă uitați în versetul 20 din același pasaj biblic, Exod 4 cu 20. Știți ce spune cuvântul Domnului acolo? că Moise a luat cu el toiagul lui Dumnezeu. Care este secretul? Ce vrea să spună? Cum anihilează Domnul pe vrăjmaș? Lecția este aceasta, de aceea învățăm de la Israel. Dumnezeu te poate folosi și mă poate folosi ca un toiag al puterii în mâna Lui. Când tu ai devenit copilul Domnului, tu ești proprietatea lui Dumnezeu. Dar știți ce trebuie făcut întâi? Ca toiagul lui Moise să poată să fie toiagul lui Dumnezeu, a trebuit scos șarpele întâi din toiagul lui Moise. Și după ce a fost scos șarpele din toiagul lui Moise, toiagul lui Moise a devenit toiagul lui Dumnezeu. După ce a scos Domnul șarpele din viața noastră, pe cel rău, puterea celui rău, am devenit Puterea lui Dumnezeu, mândria lui Dumnezeu, un toiac de binecuvântare pentru lume. Trebuie să ne păstrăm această binecuvântare. Pentru că nouă ni s-a dat, după ce Dumnezeu a scos șarpele din noi, ni s-a dat această autoritate și putere peste toți șerpii, peste toți demonii, peste toți draci și peste puterea celui rău. De deci, aceea în lumea aceasta în care noi mergem, ca să ducem mesajul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ținem minte lucrul acesta. Am fost curățiți de vechile noastre păcate și nu mai îi datorăm nimic firii pământești ca să-i strânim poftele, ci tot ce îi datorăm, îi datorăm lui Dumnezeu. De ce este important să știm lucrul acesta? Pentru că Israel a uitat lucrul acesta. A uitat. Și el au rămas pildă pentru noi să nu cădem în aceeași necredință. Ei sunt puși acolo ca să ne aducem aminte, să nu cădem în greșeala lor. Puși deoparte, deci, în felul de protecție, și am văzut lucrul acesta, în obstrucționarea și în anihilarea vrăjmașilor, și doi puși deoparte în felul de călăuzire. În felul de călăuzire. Dacă vă uitați bine în cuvântul Domnului, împreună cu mine, în această seară, ca să vedem de ce trebuie să ne aducem aminte de Israel, prin pustiu, uh, sunt șase aspecte ale călăuzirii pe care Dumnezeu a dat-o lui Israel. Primul este Mara, Exod 15 cu 22 la 26. Mara înseamnă mărăciuni. La Mara, acolo unde totul era amar și totul era moarte și sterpiciune, Dumnezeu a transformat amărăciunea în dulceață, în binecuvântare. Deci, Dumnezeu călăuzește extraordinar. Câți dintre noi nu avem această experiență? Așa cum s-a citit la timpul de rugăciune din Psalmul 30. Era gata să mor, dacă citiți Psalmul până la capăt. Era gata să ajung cu cei ce se coboară în groapă. Dar tu mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie. Călăuza lui Dumnezeu pentru Israel a fost în dimensiunea de la Mara. Este transformarea mărăciunii în bucurie, lucru pe care Dumnezeu îl face nediscriminatoriu și cu tine și cu mine. Apoi, 2 este elimul, exod 15 cu 27 locul abundenței. La Elim era apă, erau palmieri, roditori, totul era abundent. Dumnezeu așa lucrează, așa ne călăuzește. Te trece, te testează, te lasă în locul amărăciunii, să vadă dacă depinzi de El, pentru că știi la ce s-a uitat Dumnezeu? S-a uitat la murmurele oamenilor atunci la, 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 la Mara, la murmurul necredinței. De opt ore au murmurat israeliții în pustiu de 8 ore au murmurat când au trecut prin amărăciune dar Dumnezeu a spus bun hai să vă pun și în abundență și i-a dus la Elim cum te comporți în abundență nu vedeți dumneavoastră că sunt oameni care se pierd în amărăciune dar cei mai mulți se pierd în abundență testul abundenței este parcă mai greu decât testul amărăciunii când oamenii au de toate și toate izvorle lor curg și merg bine, n-au timp de biserică, n-au timp de studiu biblic, n-au timp de stăruință, n-au timp de rugăciune, pentru că au timp de business. Sigur, businessul se face cu sacrificiu, dar cel ce binecuvintează businessul nu sunt oameni, este Dumnezeu. Important este pentru tine și pentru mine dacă treci pe la Elim prin testul abundenței. Ce faci în relație cu Domnul? Dumnezeu te călăuzește și pe acolo. Uiți casa lui Dumnezeu, uiți pe sărac, uiți pe nevoiaș. Din nou, Iuda ne scrie pentru aceste scopuri, ca să ne uităm la Israel. Domnul este Domnul care ne vindecă, deci abundență, Exod 15 cu 26, este Domnul care ne dă pâine ca în cel mai arid pustiu, Psalmul 63, versetul 1 și 5, cum spune acolo, mi se satură sufletul ca din niște bucate grase și mezoase. Este Domnul care ne poartă de grijă în criza cea mai adâncă, Geneza 22, cu 7 la 8 și cu 14. Dar ce faci după ce Domnul îți poartă de grijă? Deci popor pus deoparte. Apoi este sin, pustia sin, Exod 16, 1 la 3. După amărăciunea de la Mara și belșugul de la Elim, a venit setea și foamea, de la Sin. De ce? Dumnezeu a trecut din nou printr-un test. Bun, v-am arătat că pot să vă port de grijă. Dar dacă acum, pentru o vreme, nu mai aveți belșugul acela, Credeți că Dumnezeu nu mai există sau nu mai este puternic? Este aici în pustia Sin, unde Dumnezeu le-a dat pâinea care se coboară din cer, mana. Aici s-a împlinit cuvântul și se împlinește și cu noi de multe ori. Nu este timpul nostru, noi nu facem evangelizarea, cum facem studiu biblic, dar aș putea să vin în fața dumneavoastră cu nenumărate exemple cu nenumărate exemple de felul în care cuvântul acela despre care spune Sfânta Scriptură preibiților lui le dă pâinea ca în somn, nu ca să ne facă leneși, dar știe să ne poarte de grijă. Totuși, sunt voi să vă ilustrez. Vorbeam cu săptămâna aceasta cu fratele Petrica Pahidan. Și despre, despre tatăl dânsului, care era păstor, lucrător al Domnului, om harnic. Era înaintat în vârstă când am venit aici și am deschis biserica. În 87. A fost foarte, foarte simpatic în felul lui de a fi. A Vine la mine și a zis, măi lăzărică, tu uite-te bine la mine. Eu sunt cam împiedicat de amândouă picioarele acum nu mă lua la învon, nu mă lua la masă, că eu nu mă te încurc, eu nu te descurc, dar eu te port în rugăciune. Însă ne ajuta la rugăciune și la cina Domnului, o vreme. Însă mi-a dat fratele apahideanu bătrânul, o lecție extraordinară. Era timpul acela mare de, 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 de emigrări masive. Biserica Emanuel îmi dădea 1100 de dolari pe lună salarul, din care 700 de dolari era chiria. Și de restul, cu restul trebuia să ne descurcăm. Însă pentru că, știți cum când se află numărul de telefon al păstorului și cineva e nevoie, pe pastorul sună mă sunau din Italia, din camp refugiații, mă sunau din Iugoslavia, mă sunau din Grecia, mă sunau din Austria. Vă spun cu frică de domnul, aveam nota telefonică datorită taxelor inverse, câte 7 800 de dolari pe lună. Era scump telefonul pe vremea aceea. Nu ne ajungeau banii, nu de mâncare, de telefoane. Și mi-aduc aminte de o zi din aceea de, de, de criză, tocmai venise, cred că mama Irina și cu Rodica uh, și soția m-a trimis să fac ceva cumpărături, că poate că vin și ceva prieten la noi să avem mâncare. I-am spus soției, las că mă duc ziua următoare. Și aveam 3 dolari în bancă. Mi-a fost greu să-i spun că nu avem bani în bancă. de dar veni ziua aceea și a zis, du-te să cumperi. Și i-am spus, că nu avem bani. Ei, ne-am rugat noi, am stat și ne-am gândit ce o să fie, cum o să ne Dumnezeu. Și vine la noi Liviu Apahidean. Era atunci aici, unul din băieții fratelui Apahidean. Schimbăm câteva vorbe și apoi spune, veniți puțin până în dormitor. Și ne-am în dormitor și Liviu Apahidean ne dă un plic cu 500 de dolari. Deci ia bani, ăștia, ce... să aveți bani de mâncare în casă. În nu luăm pentru că nu putem să-i dăm înapoi. Suntem așa de strâmtoriți, nu putem să luăm bani. Zice, nu, zice că nu, ăștia nu sunt ca să-i dați înapoi, ăștia sunt de la Domnul. Cum sunt de la Domn Și auzi ce spune Liviu, auzi ce spune Liviu. Zice, știi că am fost și astăzi dimineața, am trecut pe la voi, zice, și apoi m-am dus să-l văd pe tata și pe mama. Și discutând cu tata, zice tata către mine, băi, tu ai fost pe la fratele Lazar astăzi? Și da, am fost. Și ce ai făcut? Păi am povestit cu el. Da, i-ai luat ceva de mâncare. Dar păi nu i-am luat. Și păi, dar tu n-ai crescut într-o casă de păstori? Tu nu știi că la noi tot timpul erau, nu mai puteai să te miști de ei. Ce gândești tu că e în casa la omul ăla cu atâția emigranți? L-ai întrebat dacă are de mâncare? Eu nu l-am întrebat. Dar zis, uite, eu și cu că te-am luat pensia. Mi-aduc aminte clar. 519 dolari luau fiecare 519 fratele Apahideanu uh, și 519 sora Deci eu, eu Îmi țin 19 dolari Dar 500 e te duci și duci Lui Lazar și Lui Magdalena Că ăștia n-au bani de pâine în casă Ei, Aia este felul în care Dumnezeu știe Să-ți poartă de griji Știe să-ți de griji nu te face leneș, dar prea iubiților lui le dă pâine ca în somn. Israel a fost la pustia sim. Și au zis ce le dă Domnul acolo. Le trimite mană, despre care, la un moment dat, ei spun, este mană prostă. Și vreau să vă spun ce vă spuneam în altă ocazie și pentru cei ce uh, o să ne urmărească apoi pe CD-uri și la televiziune și la internet. Mana, hrana aceasta pe care 40 de ani Dumnezeu le-a dat-o în pustie, n-a fost mană proastă, nici n-a fost produs natural, a fost un produs supranatural. Din ce? din cer. Ați auzit bine? Din cer. Mana aceasta venea direct din cer. De la Dumnezeu. Este hrana îngerilor. Îngerii mănâncă în cer. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Psalmul 78, versetele 23 la 25. Psalmul 78. El a poruncit norilor de sus și a deschis porțile cerurilor. Nu ale cerului, a cerurilor, pentru că așa este expresia când se vorbește despre cerul lui Dumnezeu. A plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat greu din cer. Nu este o expresie poetică, o să vedeți. Au mâncat cu toți pâinea celor mari. Expresia celor mari este pâinea îngerilor. Și le-a trimis mâncare să se sature. Iar Apostolul Pavel, care este omul Dumnezeu, inspirat de Duhul Domnului și care știe ce vorbește, spune, toți au mâncat aceeași mâncare, de care? Duhovnicească, nu pământească. Toți au băut aceeași apă duhovnicească, pentru că Dumnezeu le-a dat o hrană supranaturală și au spus, mană proastă. Nu suntem și noi ca Israel? Ne mulțumiți de prea multe ori? De aceea e lecție aici să ne ducem aminte de ei. De aceea o pune Iuda aici. Este o lecție în care, dacă ne uităm la felul în care Dumnezeu a călăuzit pe Israel, să vedem, la fel ne călăuzește și pe noi. Ne trece pe la mare, ne trece pe la elib, ne trece pe la sin, ne dă și carne și prepelițe. Apoi, patru este locul pâinii, exod 16, 4 și 8. Domnul, a văzut murmurile lui Israel, așa cum le vede și murmurile noastre. Exod 16 cu 2, cu 7, cu 9, cu 12. Și ne aduce aminte că noi când murmurăm și ne exprimăm nemulțumire și devenim critici și caustici, nu murmurăm practic împotriva oamenilor și a liderilor noștri, murmurăm împotriva Domnului. Uitați-vă bine în pasajul acesta. De deci aceea spune iarăși, învățați lecția de la Israel nu murmurați împotriva Domnului. Pentru că o să ne spună într-o zi Domnul, cum spune prin Ezechiel, m-ați spus la spate, e acum descurcați-vă. Cum i-a călăuzit? I-a călăuzit cinci la refidim. Exod 17, 1 la 7. Este locul binecuvântării la refidim. Stânca din Horeb sau Isus este binecuvântarea noastră, 1 Corinteni 10 cu 4. Pentru că El este o stâncă vie, Dul Sfânt dă o apă, o, o apa aparte poporului său, este apa vie, potrivit Ioan 7, 37 la 39, cine crede în mine, din, riu, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Dumnezeu dă abundență din nou și apoi este refidim Amalek, practic, Exod 17, 8 la 16, când poporul Domnului este atacat, este atacat de Amalek. Iosua este cel care îl izbăvește. Noi avem unul mai mare decât Iosua. Este Iosua despre care a profețit Iosua. În mijlocul vostru se va ridica unul mai mare decât mine. Moise a profețit despre el. Unul mai mare decât mine. De el să ascultați. Este Isus Hristos. Biserica are acest har să îl aibă pe Isus Hristos de partea ei. Și atunci, în aspectul acesta primar, ce facem în foamea cea mai cruntă, este întrebarea? În amărăciunea cea mai adâncă? În scăciunea spirituală cea mai ucigașă? Ce facem atunci când ne comparăm? Pentru că aici că de mult, aici au căzut israeliții, aici la adunătura care a fost cu ei, și cum spuneam în altă ocazie, cei ce au murmurat prima dată nu au fost israeliții propriu zis, ci a fost poporul care li s-a alăturat la ieșire din Egipt. Biblia numește adunătura oamenilor care au ieșit împreună cu ei, li s-a făcut foame și au început să murmure. Și Israeliții s-au contaminat din această murmuri. Ce facem în setea cea mai cumplită? Dar în fața vrăjmașului cel mai criminal, ce facem? Israel a avut ups and downs, după cum vom vedea. Însă Dumnezeu l-a izbăvit. Dumnezeu ne va izbăvi și pe noi. Întrebarea este, rămâne în Israel a uitat pe Domnul. În al doilea rând, Conducerea oferită de Domnul. Conducerea oferită de Domnul. 40 de ani a umblat Israel prin pustie. Dar în toată această perioadă de timp, potrivit Deuteronom 8, 1 la 20, Israel n-a fost singur, Domnul a fost cu el. Hainele nu i s-a învechit, încălțămintea nu i s-a stricat. Israel a avut un lider puternic pe Moise, noi avem pe cineva mai mare decât Moise din nou, pe Isus Hristos, Moise, de șapte ori s-a urcat pe munte pentru popor, ca să primească cuvântul Domnului, să vină înapoi și să se ducă înapoi. De șapte ori. Prin aceasta, vrân să ne spună că o lecție specială, în felul în care uh, noi trebuie să dăm atenție istoriei lui Israel, este aceasta. Avem suișurile și coborâșurile noastre. Avem suișurile și coborâșurile noastre. Moise s-a urcat de șapte ori pe munte. Ia uitați-vă la cele șapte urcări pe munte și ce învățăm de la ele. Exod 19, 1 la 3, este prima urcare pe munte. Exod 19, 7 la 8, prima coborâre. 2. Exod 19, cu 8 la 13, este a doua urcare pe munte. Ca să primească legi de la Dumnezeu și învățături. Exod 19 cu 14 la 19 este a doua coborâre. 3. Exod 19 cu 20 la 24 este a treia urcare pe munte. Exod 19 cu 25 este a treia coborâre. Acum se dau cele 10 porunci. Deci la a treia urcare pe munte se dau cele 10 porunci. Sunt în Exod 20 de la versetul 1 până în 24 la versetul 8. Și nu numai cele 10 porunci, am mai primit și alte porunci în timpul acela. 4. Exod 20 cu 21 este a patra urcare, exod 24 cu 3 este a patra coborâre. 5. Exod 24 cu 9 până la 32 cu 14 este a cincea urcare. Aceasta a fost prima urcare pe muntea lui Moise în care a postit 40 de zile și 40 de nopți, în care Moise n-a mâncat și n-a băut. Și nimeni să nu se... Sperie când vreau să spun: Iisus Hristos a postit 40 de zile și 40 de nopți, dar Iisus Hristos a băut apă în această perioadă de timp. Moise n-a mâncat și n-a băut. Isus a băut apă în timpul postului. După cum spune textul Matei 4, 1 la 12, Luca 4, 1 la 13. Noi o să știți foarte bine că diavolul te ispitește nu cu ce ai, te ispitește cu ce nu ai. Nu? au venit la Iisus Hristos după 40 de zile de post și rugăciune, cuvântul Domnului spune că a flămânzit. De obicei, după un post de 40 de zile, dacă este 40 de zile, mulțumesc Domnule, am postit și 40 de zile, dar din a 21 de zi, a 21 de zi am mâncat seara, câte puțin, tot a treia seară, nu ți este foame îți este sete. Îți este sete după ce postești, pentru că te, de te dehidratezi. Întotdeauna, de exemplu, dacă ai venit acum la biserică și înainte să vei la biserică, ai mâncat două grătare și o farfurie de salată și de cartofi prăjiți, nu te mai poate ispiti nimeni cu un grătar. Dar știi cu ce te poate ispiti? Cu un pahar de apă rece. Nu te poate ispiti să postești, că nu-ți vine să postești. Dar cum pahar de apă rece. Totdeauna diavolul te ispitește cu ce nu ai, cu ce ți lipsești. Cu ce ți lipsești. Șase. Este Exod 32 cu, cu, 31 până la 33. Este a șasea urcare. În această urcare Domnul și-a arătat gloria. Și Exod 32 cu 34 este a șasea coborâre. Și apoi a șaptea este Exod 34 de la 4 la 28 este a șaptea urcare. Aceasta din nou a durat 40 de zile și 40 de nopți în care Moise n-a mâncat și n-a băut. Potrivit deutronom Deuteronom 10 cu 10. Aceasta a rezultat în construirea și consacrarea cortului întâlnirii. Moise a primit, a văzut cortul din cer, după cum David a văzut uh, templul din cer. În cer este și cortul întâlnirii, este și templul lui Dumnezeu, după cum vom vedea în Apocalipsa când vom studia împreună. Um, în mijlocul suișurilor și coborâșurilor. În viața lui Israel au avut loc două evenimente la care noi, biserica, trebuie să luăm seama. Primul este comunicarea legii lui Dumnezeu și al doilea este numărătoarea poporului. Deci, în aceste șapte suișuri și coborâșuri, între ele, două evenimente mari. Darea legii și numărătoarea poporului. Ce vrea să însemnează de aceasta? Cine poate vorbi Israel nouă din acest aspect? Primul lucru care ne vorbește Israel este că legea lui Dumnezeu, fiind legea împărăției lui Dumnezeu, rămâne în picioare pentru totdeauna. Decalogul, cele 10 porunci, dacă vreți, care este suma întregii legi, este valabilă și astăzi. Eu cred că este valabil și astăzi să nu minți, nu? Este valabil și astăzi să nu furi. Este valabil și asta să nu depui mărturie mincinoasă. Este valabil și asta să nu râvnești proprietatea semenului tău. Este valabil și asta să știm că Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Este valabil, nu? Și poporul trebuie să ține minte lucrul acesta. Dar Israel a uitat lucrul acesta. Apoi, numărătoarea poporului. Când Domnul Cerutului cerut lui Israel lui Moise să numere poporul în această perioadă de timp, prin aceasta a vrut să comunice generației de care vine în Israel după ei și generațiilor care se vor naște de acolo încolo și a vrut să ne comunice nouă biserici, de deci aceea este scris cuvântul în, în, în scriptură, odată pentru totdeauna, că Dumnezeu ne cere socoteală individuală, când te-a numărat, numele tău a fost scris. Numele meu a fost scris. De ce? pentru acei dintre dumneavoastră care o să ne urmăriți pe internet sau la televiziune, sau pe cd uri și uh, aveți această teorie că nu vă scrieți pe pământ, uh, cred că citiți în altă Biblie, dar nu în Biblia lui Dumnezeu. Omul care este credincios trebuie să fie în lista lui Dumnezeu și în lista bisericii. Și de socoteală personală, personală, de Ceea ce face înaintea Domnului. Și apoi, în al treilea rând, în Israel, în istoria lui de care trebuie să ne aducem aminte, este secerișul din Israel. Secerișul din Israel. Din Sinai, poporul lui Israel a plecat cale de trei zile spre Canaan dar au învățat ei ceva din anul acela care au stat la Sinai, potrivit numărul 11 cu 1, nimic. Aproape nimic. Pentru că israeliții, cum am spus, s-au luat după adunătura din mijlocul lor și au început să poftească lucrurile firii. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă lecomiei poftelor lor, așa cum spune în numărul 11 cu 34, la Chibrot, Hata, Ava, mormântul poftelor, mormântul firii. Secerișul lui Israel a fost un seceriș trist, un seceriș trist. Dumnezeu le-a dat o avertizare acolo la mormântul poftelor și Dumnezeu le-a dat un ultim cuvânt să se trezească. Care a fost cuvântul? Lăsând pe Maria să aibă lepră, sora lui Moise, numer 12, și ascultând murmurul poporului, uitați-vă, numer 14, 1 la 2, uitați ce au spus ei. De ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce nu am fi murit noi în pustia aceasta? Și de data aceasta Dumnezeu a spus, ok, aici muriți, în pustie aceasta. Vă ascult. Și unde au murit? În pustie. Toată generația de la 20 la 50 de ani. Toți războinici. Lecția este aceasta. Să nu se cerăm în firea pământească. Să nu facem rugăciuni de șarte. Să nu uităm binefașerile lui Dumnezeu. Să avem grijă de ce cerem lui Dumnezeu în rugăciunile noastre. Că nu o să ne placă dacă ne ascultă în anumite cereri. De ce, frați și surori, doamnelor și domnilor, în concluzie asupra lecției pe care Iuda ne-o cere să o avem în legătură cu Israel, recitesc din nou Iuda 5, vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urma nimicit pe cei ce n-au crezut. Lecția este aceasta. Dumnezeul pe care noi îl cunoaștem este Dumnezeul pe care l-a cunoscut și Israel. Dumnezeu este Domnul care poartă de grijă. Dumnezeu nu are probleme cu pustiul tău, nici cu al meu, și nu are probleme cu amărăciunea ta și nici cu a mea. El transformă amărăciunea în bucurie și pustiul în belșug. Lecția este aceasta. Învățăm atunci când Dumnezeu ne poartă de grijă? Că Dumnezeu ne pune la un alt test. Ne pune la testul belșugului ne duce la Elim. Ne păstrăm integritatea atunci când suntem în abundență? Chemarea Duhului Sfânt este aceasta. Uitați-vă în istoria lui Israel, în pustie, dar nu numai să vă uitați, numai să ne uităm, să învățăm din ea, să învățăm să ascultăm. Pentru că dacă nu învățăm să ascultăm, Dumnezeu în final ne lasă pradă pornirii noastre firești, poftelor noastre. Numer 11 cu 33 la 34. Dumnezeu ne lasă pradă murmurelor și criticismului nostru pe care îl facem în gelozie. Numer 12. Dumnezeu ne lasă pradă pustiului. Numer 14 de la 20 la 38. Exact așa ne lasă cum am dorit. Însă, dorința lui Dumnezeu pentru Israel și dorința lui Dumnezeu pentru noi este ca tot ce am început să ducem la bun sfârșit. În marea lui răbdare, Dumnezeu cu Israel are bunăvoința aceasta să păstreze o rămășiță care, este, care a existat în toate timpurile în istoria lui Israel. Este și astăzi această rămășiță despre care a vorbit și profetul Ilie, despre care vorbește și Amos și Osea, despre care vorbește Isaia despre care vorbește Iisus Hristos, despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel și prin rămășița aceasta, la încheierea tuturor lucrurilor și a istoriei omului așa cum o cunoaștem noi, rămășița aceasta va fi sămânța sâmburile prin care națiunea lui Israel va fi trezită și va fi întorsă la Domnul. Iată deci un cuvânt practic, un cuvânt prin care Iuda ne cere să ne uităm în istorie, și uitându-ne în istorie, să ținem minte, în istoria lui Israel, Dumnezeu ne poate purta de grijă în orice împrejurare. Dumnezeu este de partea noastră în orice împrejurare. Să fim și noi de partea Lui și să-i fim recunoscători lui Dumnezeu. După ce ne binecuvintează, să nu uităm. Pentru că, uitați-vă Dumnezeu dumneavoastră în judecători, uitați-vă în 1 și 2 Samuel, uitați-vă în 1 și 2 împărații una din expresiile frecvente este aceasta. Dar Israel a uitat pe Domnul. Mă rog Domnului ca Biserica Emanuel să nu uite pe Domnul. Și din potrivă să trăiască în fiecare zi Psalmul 103. Binecuvintează sufete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze în numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează sufete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile lui. Amen!